Enigmele din Providence. Înainte să existe gheața și focul, înainte de apariția triburilor, cele șapte maimuțe au îngropat o comoară inestimabilă a omenirii într-un loc fermecat. Dar azi, comoara e în pericol. Doar cel care va citi acest pergament va putea să o protejeze, înfruntând forțele răului pentru a dezlega misterele din Providence. Ducele de Bombay. Foarte bine, Marten. Acum eu voi încheia cu dama de cupă. Marten, nu! Mă dezamăgești! Crezi că nu am văzut că ai mișcat masa? Katia, nici nu m-am mișcat! Dimpotrivă, pot spune că masa s-a mișcat singură! Probabil a fost un cutremur mic! Bravo, domnule savant! Ce imaginație! Inventezi o mișcare a pământului ca să ascunzi că ești trișor! Oricum, nu joci deloc bine! Imposibil! Ducele de Bombay a evadat din închisoare. Poliția crede că a părăsit India. Au trecut câțiva ani de când l-am arestat. Atunci Bombay-ul era bulversat. Pământul se cutremurase de câteva ori și ne așteptam la un seism violent. Poliția era copleșită. Stai, nu ai cum să scapi! În acest timp, ducele continua să opereze. Ducele de Bombay era un hoț foarte abil. Era specializat în furtul operelor de artă. În pictură, ducele aprecia mult portretele. Probabil era o modalitate de a uita de cicatricea ce îi brăzda fața. Predă-te, ești arestat! Azi îmi pierd libertatea, dar crede-mă, nu e decât remiză, căci în curând eu îți voi lua ceva la care ții cel mai mult pe lumea asta. Eu îți voi lua ceva la care ții cel mai mult pe lumea asta. Apoi, India a avut parte de cel mai grav cutremur din lume. Vezi, Katia? Nimeni nu se poate feri de un cutremur. Da, bine, bine, domnule Trișor. Spune-mi, Oscar, la ce ții tu mai mult pe lume? A? La voi doi, fără îndoială. Foarte emoționant, Oscar, dar trebuie să te gândești la tine dacă vine ducele să-ți ia viața. Nu te agita! Cred că sunt 15.000 de kilometri între Bombay și Providence. L-ar prinde înainte să ajungă aici. Nu-l cunoști pe duce, Marten. Știu că va veni. Trebuie să fim atenți, de altfel am senzația că nu se află departe. Domnule, banii dumneavoastră! Domnule! Nu e prea amabil, dar în schimb e generos. Bob, ne dai voie să punem un afiș în localul tău? E un anunț de avertizare. Ce? De unde ai scos asta? Am mărit fotografia din ziar. Nu e nicio magie, trebuie doar să ai materialele necesare. L-am cunoscut pe acest om în trecut. Ducele era un hoț foarte abil. Poate că în trecut a fost un hoț, dar acum ducele este un domn. Tocmai mi-a lăsat un bacșiș gras. Uite o bagnotă verde. Ha? Ce spui? Da, tocmai a plecat de aici. Zău așa, credeți că domnul acesta e un hoț? În mod cert, istoria se repetă într-una. De data asta, Oscar, vei ajunge oare să pui mâna pe duce? În fond, măcar poți să încerci. Ajută!
chipul mi-a devenit propriul dușman, dacă mi-aș putea schimba înfățișarea care mă dă de gol. Fii foarte atent, duce! E ușor să scapi de imaginea altora, dar ai grijă să n-o pierzi pe a ta pentru totdeauna! Mă tem că ducele tău și-a cam luat zborul. Imposibil, sunt sigur că e prin zonă. Poate se uită la noi chiar acum. Bob? Ce? Mă plim, nu am voie? Nu ai dat cumva peste duce în timpul plimbării tale? Peste duce? Nu am dat peste duce. Dacă ducele e prin zonă și Bob e prin apropiere, crezi că s-or fi întâlnit pe aici? Dacă mă iau după nasul meu, e posibil. Bob avea un nis de parfum indian identic cu cel pe care l-avea ducele când l-am arestat. Și apoi, cum de a ajuns Bob în cartierul acesta, deși noi am plecat cu mult înaintea lui? Așa e, Marten. Întoarce-te în port și supraveghează-l pe Bob. Și pariez că în acest timp noi vom scotoci tot cartierul. Ești perspicace? Crezi că e plăcut? Curând va fi noapte, iar eu trebuie să-l supraveghez pe Bob, care nici nu se mișcă din barul său. Se agită apa, e clar. Curând va mai fi un cutremur. Dacă nu cumva, o fi ducele, care se distrează înfricoșindu-mă. Aia! Nu te teme, domniță! Ah, tu erai? Domnița a crezut că e ducele în spatele ei. Mai nou îmi spui domniță? Toate au un început. Haide, vino! Vreau să-ți arăt ceva. Parfumul ducelui. A, salut, bătrâne Oscar, mai lucrezi și la ora asta? Îl caut pe duce, ai putea să-mi dai o mână de ajutor. Nu? Păcat! Dacă ducele e prin zonă, nici doi Oscar nu-s prea mult ca să-l înhațe. Doi? Două persoane absolut identice? Cel adevărat și cel... Doi indivizi cu aceeași înfățișare? Dar se vede că ești foarte perspicace, dar oare e de ajuns? Marten, îți spun că te cred. Retrag cele spuse. Nu ești trișor, dar tot nu înțeleg. De ce m-ai legat? Domnița ar vrea să audă o explicație. Unde e Marten? Marten? Care Marten? În fața ta se află ducele de Bombay. Ducele de Bombay? Ești mai urât ca în fotografie? Te sfătuiesc să renunți la tonul acesta, doamnă. Vai, ce frică îmi este! Chiar dacă sunt legată, tot se pot face bucățele. Nu de mine trebuie să-ți fie frică, ci de cutremur. La următorul seism, dărăpânătura asta se va prăbuși. Mult noroc, draga mea! Uiți un amănunt, stimate domn! Când Oscar va vedea că am dispărut, va face totul să mă găsească! Asta nu e o problemă! Mă voi debarasa și de Oscar curând! Nimeni nu mă poate împiedica să... Să iau lui Oscar ceva la care ține cel mai mult pe lume! Văd că ești bine informată! Știi, și eu am ținut în mână pergamentul pe care l-a găsit Oscar și eu voi fi primul care va descoperi secretul din Providence! Nimeni nu va descoperi secretul din Providence! În orice caz, nu tu! Greșești! În închisoare un deținut mi-a dat un indiciu indispensabil în căutarea secretului. În câteva ore, secretul din Providence va fi al meu. Ducele va câștiga bătălia, domniță. Să nu mai îmi spui domniță. Nu sunt și nu voi fi domnița ta. Ei bine, spune-mi cum te numești. De ce? Vrei cumva să-mi oferi flori de ziua mea? Oh, oh, oh. 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 Oh.
Nu e deloc plăcut să fii în pielea cuiva fără să știi cum îi cheamă. Am să mă distrez puțin cu Oscar înainte să mă debarasez de el. Îți interzic să fii eu! La revedere, domniță! Katia! Da, îmi pare rău. Am crezut că ești ducele. Și tu? Ai același miros ca și ducele. Voiam să-ți spun același lucru. Da, da. Tot umblând pe urmele ducelui am ajuns să simt numai mirosul lui. Parfumul acesta începe să-mi dea bătăi de cap. Ia spune-mi, ai descoperit ceva? Poate. Nu e decât o ipoteză, dar nu văd altă explicație. Să zicem că ducele a reușit să ia înfățișarea lui Bob, cum ar fi o imagine din oglindă. Dar e imposibil! Katian Providence, totul e posibil. În orice caz, asta ar explica mirosul de parfum pe care îl degaja Bob, precum și prezența lui în cartier. Doi Bob? E de-a dreptul hilar. Da, dar doi Bob în același oraș înseamnă un risc de a fi reperat. Probabil că ducele s-a debarasat de adevăratul Bob. Da, atunci nu mai este decât un Bob. Da, Bob, alias ducele. Și Martin a rămas să-l supravegheze singur și fără să știe de acest pericol. Repede, hai, în port! Tot descurcăreț ai rămas, dar nu suficient ca să-ți dai seama că ducele e în fața ta. Martin! Martin! Asta nu-mi place deloc. Mai repede, goliți paharele, e ora închiderii. Jos masca, domnule duce, unde e adevăratul Bob? Ce ai făcut cu Martin? Adevăratul Bob, Martin, ce vrei să spui? Azi dimineață când ne-am întâlnit aveai un miros ca și ducele, de ce? Ce parfum? Cum poți explica așa zisa plimbare pe străzile din Providence, atunci când trebuia să fii aici, în spatele teșghelei? Vorbește! Ce plimbare? Nici nu m-am mișcat de aici! Minți! Ce pierdut mințile! Azi dimineață când a fost cutremurul, au căzut aproape toate paharele și s-au spart! Ei și? Păi strângând cioburile m-am tăiat la deget! Întreabă-i pe clienți dacă nu spun adevărul! Are dreptate, așa și este! Nu s-a mișcat de aici toată ziua! Sunt sigur că ducele nu e departe de aici. Oh, nu crezi că exagerezi puțin? Mă îngrijorez cu poveștile astea cu hoți de înfățișare. Ducele a reușit să se metamorfozeze în Bob. Înseamnă că poate să se transforme în oricine. Uite, Hipolit, de exemplu. De unde să știu că ducele nu e în pielea lui? Bine, să-l urmărim pe Hipolit. Ți-am întins o cursă. Omul acesta nu se numește Hipolit. Voiam să știu dacă ești Katia, Katia mea. Am pus mâna pe tine. Pe ducele ai demascat, dar nu ai ajuns la capătul încercărilor. Se cutremură pământul și se va cutremura iarăși! Oh, ai căzut rău de tot! Ce păcat! Catastrofă, o catastrofă! Bob, spune-mi, unde e librăria lui Stanley? Katia, mă crezi nete rău? Bob, răspunde la întrebare, unde e librăria lui Stanley? Cred că visez. Lumea se prăbușește, iar tu îmi pui întrebări stupide. Bob! La întrebări stupide, răspunsuri stupide. Librăria este în același loc, dacă nu cumva o fi acum sub pământ. Îți dau doar 2 secunde să-mi spui unde e librăria lui Stanley. Dar eu, Katia, ducele! O iei la stânga și apoi la dreapta. Poate cineva să-mi spună ce se petrece aici? Ah!
trebuie să mă pintesc. Mai să fie. Ce mă fac acum, ha? Hei, sunt aici! Marten! Dacă ați venit pentru o carte, n-ați nimerit bine. Îmi ia câteva ore să le aranjez. Pentru că mă grăbesc. Găsește repede ediția originală a primei cărți imprimate în Providence. Cine v-a spus de cartea asta? N-am venit aici să-mi povestesc viața. Găsește repede cartea până nu mă enervez. Problema este că... Problema e că dacă refuz să cooperezi, voi da foc librăriei, clar? Îi vei da foc? Mă ameninți? Dar sunt închisori pentru cei ca tine. Închisori, dar evadezi, haide la treabă. Bine, bine, foarte bine, urmează-mă. Marten, grăbește-te puțin. Stai puțin, ai putea măcar să-mi mulțumești că am venit la timp. Katia nu e cu tine! Dacă mă scoți de aici, voi putea să-ți explic! În timp ce-l supravegheam pe Bob, am simțit un nou seism! Aruncă scara dacă ești gata! Atunci am decis să mă întorc în atelierul meu! Seismograful meu indica un cutremur iminent! Imediat am pus nava pe picioare! Unde e Katia? Ne întoarcem repede în oraș! Îți povestesc pe drum! Atenție! Plecăm! Oh-oh! Am greșit vitezele. Bob va fi încântat de asta. Cred că am găsit-o. Dă-o încoace. Scuză-mă, e o ediție recent, am confundat-o. Mai caută, mai caută. Nu se poate, a intrat în clădirea mea. Nu înțeleg, cred că e o problemă de cablaj. Un fleac. Cum adică un fleac? Sunt rănit la picior, barul e pe jumătate distrus de cutremure, cartea se transformă în duce, iar acum toată fațada clădirii este distrusă din cauza ta. Ce-ai spus? Katia s-a transformat în duce? Da, acolo, am văzut cu ochii mei. Și asta pentru că nu am vrut să-i spun unde e librăria. La Stanley, repede. Îmi pare rău, dar nu o găsesc. Ei bine, se pare că ai noroc. Dacă nu era replica asta, nu o găseam niciodată. Aici era. Mă bucur pentru tine. Cum plătești, cu bani gheață sau cu cec? Oscar, grăbește-te! Un om cu cicatrice pe față a luat-o încolo! E ducele? Marten, repede! Asta e! Îmi voi atinge scopul! Ce vrea zenaticul acesta? Îți voi lua ceva la care ții cel mai mult pe lume! Trebuia să-mi fi dat seama! Secretul din Providence! Poftim? Repede, n-avem timp de pierdut! Oscar, Marten, m-am temut că nu vă voi mai revedea. Urcă repede! Nu, stai! Ești Katia sau ducele? Sunt eu, Katia, cea adevărată și unică. Dovedește! Cum să dovedesc că sunt eu? Ce făceai aseară când Oscar a găsit fotografia ducelui în ziar? Construiam un castel de cărți. Care a fost ultima carte pe care ai pus-o pe castel înainte să se năruie? Era... Dama de cupă! Mă bucur că ești nevătămată! Pentru a-l găsi pe duce nu avem decât o singură șansă, să zburăm! Ascultați, pământul se va cutremura! Vulcanul! Cutremurul a trezit vulcanul! Uite-l! Ducele e lângă râu! Domnule duce, iată-ne din nou față în față ca la Bombei. Nu ai cum să-mi scapi. Față în față cu tine, Oscar. Până unde vei merge?
Care e Oscar? Ai mers prea departe, Duce. Nu poate fi decât un singur Oscar în Providence. Unde sunt? Și tu cine ești? Sunt personajul pozitiv, iar tu ai pierdut bătălia. Spune-mi ce scria în carte. Unde e secretul din Providence? Duce? Care duce? Care carte? Ce secret? Bietul duce, după ce a furat identitatea altora, a ajuns să o piardă pe-a lui și a pierdut complet memoria. Nu puteam să-i dau cartea ce o dorea, pentru simplul motiv că ea nu exista. În final i-am dat un vechi ghid al orașului Providence numai ca să scap de el. Dar de fapt, el a scăpat de mine. Oscar, vino repede! Ei, ce părere ai? Seamănă, nu? Când vom ajunge la Bombay, justiția țării tale va decide ce va face cu tine. Cine e Bombay ăsta? Oh, conversația va fi cam dificilă. E cam ciudat să fii mumificat de viu. Ba deloc, așa începe gloria. Ești departe de a cunoaște gloria. Mai ai încă multe dificultăți de întâmpinat, micul meu Oscar. Au dublat în limba română actorii Daniel Vulcu, Andrian Locovei, Iona Brudan, Ana Maria Vlad, Doru Fârte, Ileana Iurciuc, Alexandru Rusu, Rin Tripa, Petre Ghimbășan, Richard Balint. Traducerea și adaptarea Marcel Negrău. Regia Ileana Iurciuc și Iona Brudan. Dublajul a fost realizat de Zon Studio Oradea.